Cosmin, vă rog, ridicați-vă, țineți-vă de mânuțe. Uitați-vă, okay, ochii. Ești bine? Ești bine. Momentan, da. Că nu mai poți să te ții râs. Am emoții, dar nu știu de ce. Dar nu vreau să pune și o melodie așa. Și trebuie să fac cu toate fetele? Nu zic să facă doar cu tine. Adică, mă scuzați că nu știu ce vorbesc din cauza emoțiilor. Da, 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 e ok. Gata, e suficient. Bravo. Înțeles. Hai, urmează Natalia. Bună. Bună. Hai, mic frumoși. Mulțumesc. De ce ești culoare îi avem? Nu, a tăi mai aprins. E un căpru mai aprins. Aprins. Da. Ai și tu emoții. Eu zâmbesc. Da, da, zâmbești, nu? Of, doamna Andreea, ce-mi faceți? Eu? Ai fi vrut să dansezi? Nu, nu. Păi că... vezi? O să mă lase picioarele. Doamna Andreea, mi-a trecut două minute. Gata! Eu încerc să fiu concentrat. Cred că le-a numărat. Încerc să fiu concentrat și acolo și în capul meu. Cred că tu doar numeri, cronometrezi acolo în mintea ta. Acum, acum. Trebuie să iau o guriță de apă. Ia cu apă. Emoțiile se tratează cel mai bine cu apă. Am voie să închid ochii? Nu! Dacă trebuie să faci contact vizual. Și dacă nu pot? Cum să nu pot? Păi nu o să pot. Haide, că poți. Am încredere în tine. Pentru Kinga am făcut asta, special, așa că te invit. Hai, e rândul Kingei. Da. Deschide ochii. Vrei să te mai conectezi cu vreo fată? Ce să mă mai conectez, doamna Andreea, că deja m-am înroșit. Ești în palme. Bine? Ești bine? Cred că da, nu știu. În momentul de față, nu știu. Nu mai știi nimic. Nu mai. Sunt așa. Dacă ar fi să alegi o fată dintre cele trei cu care te iei ținut de mână, pe care ai alege-o? Cu care ai fost cel mai ok, cu care te-ai simțit cel mai bine? Care ți-a plăcut, care ți-a transmis ceva interesant? Nu știu. E Kinga. Kinga? Da, da, și la Natalia am simțit ceva. Va trebui să te decizi și să îmi spui o singură fată. Care ți-a transmis ceva anume? Kinga. Kinga. Bine. Vei avea timp petrecut cu ea în această săptămână. Nu să-ți spun despre ce este vorba. Este o surpriză. Doar că o să aveți ceva timp împreună. Ok. Mulțumim pentru prezență. Te invităm înapoi la tine acasă. Mulțumesc, să rămână. Plăcere. Pa, pa, pa. Pa, pa. Ce emoționat. Cum mi s-a părut? Kinga. Da. Nu vreau să mă grăbesc. Se vede, că se vede că mă place, se vede din partea lui multe. Și te sperie. Dar din partea ta nu se vede. Da, asta e. Te sperie? E prea emotiv. Îmi place zvâcul lui Ionuț. Păi tu singură îi cauți. Da. Și pe urmă nu-ți place, că are prea mult zvâc. Tu singură îi cauți. Vom vedea. E prea emotiv? Este emotiv. Sensibil chiar. Deranjează? Puțin.
poate doar de complețință. Eu așa zic, frate, nu știu. Ia zi, ești fiertă? Nu? Ești fiert? A, nu mai zic nimic. Cum a fost? Bă, a fost ok. Chiar mi-a plăcut. Să-mi de mă, bă, să-mi de mă, da. Rău, nu? Cu cine ai, nu știu, la cine simți? Așa, cu așa? Pe se vorbește până semn? Nu, doar cu cine? Natalia Kinga și Olanda. Și cu cine ai simțit așa o... Când m-am ținut de mână cu Natalia, am simțit și la ea. Adică ceva. Adică ne-au pus două minute gen și să ne ținem de mână și să ne uităm ochii în ochi. Și să ne spunem ce simțim. Și parcă și la Natalia, nu știu, e ceva. Adică, nu știu, am observat ceva. Dar nu știu momentan. Păi nu, la adică, Natalia și la cine? Și la Kinga. Ah, și la Kinga. La Iolanda nimic, nu? Păi nu pot să zic, e o fată ok, adică, cum să zic așa... Dar cu cine te vezi tu între într-o relație? E un top sau un top 1 sau poate top să fie un top 1? Top 3, gen, că sunt 3. Top 3, le-am enumerat deja, știi care sunt, e da, Natalia... Și cu care te vezi într-o relație, bă... Păi nu știu, acum sunt într-o stare de dubii, știi, că pentru că de acasă, știi cum a fost? Gen, m-am uitat la toate fetele, știi? Dar nu, adică au fost Kinga, știi, prima dată, știi? Dar acum am ținut un pic de mână cu Natalia, știi, și e așa, nu știu... Așa, a, Natalia e Kinga... E și Kinga, e nu, și nu, cu ea, e Kinga, zice, nu pot să zic că nu. Oricum, felici. Kinga e un pic mai sus decât Natalia, dar zic că simt ceva și pentru... Adică, nu știu, văd ceva acolo, nu știu. Dacă o alegi pe Natalia, trebuie să te rupți pentru ea, că e și Sorin care și Sorin, nu știu, da. Haideți să facem conexiunea cu băieții. Păi și eu tot în spate, nu știu că... Păi da, ceva. Măcar eu aveam ceva cu el. Da. Sunt în grădină, cred. Am rămas fără băieți. Nu cred. Fac apel către băieții doritori să intre în casa iubirii, să vină repede să se înscrie. Am rămas fără băieți. N-ați rămas fără băieți. Ah, uitați-vă. Unde sunt băieții din... Aloha. Unde sunt bărbații? Băiatul meu acolo. Casa iubirii. Dragi băieți, după cum bine știți, astăzi veți avea camere roșii. Astăzi puteți merge cu camera roșii. Este zi în care se poate folosi spațiul din camera roșie. Vreau să fac apel la sinceritatea voastră. Vreau să nu vă bateți joc de acea cameră roșie și de timpul acestor fete și de sufletul lor și de, nu știu, de crearea unei speranțe false. În momentul în care numele vostru va fi scris pe plasmă, și voi nu aveți în gând sau un plan ceva ce ține de iubire, de relație, de interes altfel decât prietenesc, discuțiile alea pe care le-ați tot avut în camera roșie, spuneți simplu, eu nu am de ce să merg. Nu astăzi. Eu nu merg astăzi. Fără supărare, noi nu ne supărăm. Din contră, ne bucurăm pentru că sunteți sinceri. M-am făcut înțeleasă? Da. Sper să nu vă supărați voi. Nu. Pentru... Nu.